Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Ziua de astăzi a fost marcată cu mai multe demisii ale liberalilor din diferite funcții cheie ale statului. Ori anume acesta este subiectul pe care ne-am propus să-l abordăm împreună cu Nicolae Pascaru, președinte Federației Voievod. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Pavel Medrigan, avocat, doctor conferențial universitar. Bună seara și bine ați venit, domnule Medrigan. Bună seara. Și Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara, domnule Volnițchi. Bună seara. Domnule Pascaru, haideți să o luăm de la un capăt până la această oră, când intrăm în emisie. Potrivit datelor oficiale, avem aproximativ 20 de demisii ale liberalilor. Credeți că este un gest firesc pe care trebuiau să-l facă aceștia odată cu arestarea primarului de Chișinău și vicepreședintele Partidului Liberal? Eu cred că este un gest firesc, pentru că, într-adevăr, se întâmplă niște lucruri mai radicale la noi în politica moldovenească. Acestea treceri sau acestea arestări aduc niște evenimente în lanț. Partidul Liberal nu este împăcat cu aceste rezultate. Și în mare parte, de fapt, eu cred că vor mai fi încă diferite această situație și eliberările de la diferite posturi. Va fi o formatare a puterii politice la noi în Republica Moldova. În mare parte, nu cred că acest partid poate să mai aibă viitor, pentru că au avut o perioadă mai lungă de timp când putea să-și onoreze angajamentul său, putea să-și să facă lucruri concrete, ceea ce e legat cu orașul Chișinău, ceea ce e legat pe țară. Nu mai sunt toți din ei atât de leneși cum este primarul sau cum a fost primarul Chiortoac, au fost ministerii unii, au încercat ceva să facă, dar ceea sau situația catastrofală din orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, care vedem noi cetățenii acestei țări în fiecare zi, acest dezastru, această catastrofă, clar că nu a lăsat oamenii să fie mulțumiți și oamenii întotdeauna au protestat interior, au încercat să aducă mesajul său de nemulțumire. Și nu uităm că degrabă vin alegerile prezidențiale. Politicul mai au strategiile lor, care sunt și lupta sa, care se dă după cortină. Și clar că este un eveniment interesant pentru Republica Moldova. Stimați telespectatori, vă reamintesc că puteți adresa și dumneavoastră întrebări lăsându-le pe pagina noastră de Facebook, unde avem transmiterea în direct a acestei emisiuni. Domnule Medrigan, mișcările tectonice de pe arena politică ne demonstrează lucruri pe care foarte puțin dintre noi și-ar fi imaginat că pot să se întâmple. Haideți să vedem aceste demisii, ce ar însemna plecarea la periferia politică și totodată în istoria PL-ului, înseamnă o supărare a lor. Cum ar trebui să decodificăm aceste mesaje? Eu aș începe un pic de la istoric. Vă rog. Fiindcă este niște acțiuni care n-au mai fost în istoria Republicii Moldova. După 90, după primele alegeri, au zis că terminăm cu regimul comunist, noi în Republica Moldova, independentă, începem o altă viață. Iată că aproape nu s-a produs. Foștii lideri comuniști, domnul Snegur, domnul Lucinski, domnul Voronin, așa și s-au schimbat. 2001, comuniștii ce au zis? Două chestii foarte importante. Ne clarificăm cu împrumuturile neperformante care guvernul a fost obligat să le întoarcă și cu privatizările ilegale. O mare parte din privatizări care vor să uite până în ziua de astăzi au avut loc 96-2000. S-au făcut băieții gospodari până în ziua de astăzi. 2009. Ce au declarat? Moldova fără comuniști, Moldova fără Voronin, pro-europeană, noi venim să facem, să dezvoltăm Moldova altfel. O coaliție care spuneau că e beton atunci? Și beton, și beton armat, și ăștia despre care noi astăzi vorbim. Deci am pornit așa un mic predistoria. Și atât că am mers cum am mers 4 ani din 2009, adică până la alegerile din 2014. Cu acești actori. Cu acești actori. Iată că după alegerile din 2014 au avut loc într-adevăr mai multe schimbări și Plăhătniuc din vice-speaker și domnul Filat iarăși din prim-ministru și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Iarăși aceleși forțe pro-europene. Da?
Iată că, după părerea mea, conducerea și guvernarea, tot aceasta care după 2009, așa și n-a înțeles că în Moldova, într-adevăr, este timpul de a activa un pic altfel. Altfel, noi nu suntem împotriva valorilor, unor valori, concretizez europene, statul de drept și așa mai departe, că la o mare parte li s-a părut că a venit și se mai fură ceea ce a rămas nefurat. Și cu expresii destul de tânără generație, da? Domnul Chertoac, de care vorbim astăzi, și domnul Ghimpu, că da, se fură câte o leacă. Dar pentru parcursul pro-european am putea să închidem ochii. Iată că astăzi avem o situație când din interiorul acestei coaliții care a mai rămas, iată că se produc niște evenimente. Și repet, în istoria Republicii Moldova, că astfel de figuri, miniștri, de ce fac demisia? Se tem. Pur și simplu se tem. Fucă de pe corabie care se scufundă, naufragiază, nu de altceva. Prin urmare, cred că am putea examina aceste circunstanțe din diferite puncte de vedere, cred că este și comportamentul politic și juridic. Dar deja, după opinia mea, este ceva pozitiv care n-a mai fost, fiindcă în municipiul Chișinău și până la Chertac au fost o mulțime de fără de legi. Iată că nimeni nu a mai fost tras la răspundere niciodată și nimeni nu a mai fost arestat, cu toate că de mult cineva trebuia arestat din conducerile anterioare. Dar foștii primari au mai fost chemați la CNA, s-au arătat cătușile între președintele țării. Și cu ce s-a terminat? Fiindcă orașul a început a se distruge nu de la Chertoacă. Bun, Chertoacă are păcatele lui și el trebuie să răspundă. Dar dacă vedem mai larg acest fenomen, anume de a trage la răspundere pentru acțiunile comise. Domnule Vulnițchi, corabia se neacă sau este un gest de susținere, o acțiune de susținere a vicepreședintelui partidului? Bine, eu cred că lucrurile trebuie privite din două puncte de vedere. În primul rând, liberalii nu aveau cum să stea pasiv de o parte fără să întreprindă nimic și să contempleze ceea ce îi se întâmplă lui Dorin Chertoacă. Pentru că dacă nu făceau această acțiune, mă refer la decizia de vineri seara a Consiliului Politic Național al acestui partid și ca urmare demisiile, cele circa 20 de demisii de astăzi, dacă, repet, nu erau făcute toate aceste lucruri, se crea impresia că liberalii undeva admit faptul că Dorin Chertoacă ar fi implicat în acte de corupție, că acuzațiile care ei se aduc au ceva la bază și așa mai departe și așa mai departe. Forțând nota prin aceste demisii, într-un fel, ei și-au demonstrat solidaritatea cu primarul și au transmis un mesaj că chipurile nu cred în vinovăția dumnealui. În al doilea rând, cel de-al doilea punct de vedere despre care vorbeam mai sus, liberalii oricum nu s-ar fi regăsit în echipa de guvernare. Faptul că au ieșit astăzi organizat de la guvernare nu înseamnă că ei nu înțeleg că în scurt timp oricum ar fi fost nevoiți de facto să abandoneze coaliția de guvernare. Ce am în vedere? Am în vedere acea reorganizare a guvernului despre care se vorbește atât de mult. Am în vedere reducerea numărului de ministere până la 9. Închipuiți-vă acum câte funcții ministeriale, câte portofolii ar fi trebuit să le revină liberalilor, ei având 13 deputați, din 9. Domnule Vulnițchi, dar în același timp acțiunea de astăzi developează faptul că Peleu nu stătea atât de prost la capitolul fotolii, pentru că uitați-vă, ziceam aproximativ 20 de oameni, începând de la vicepremierul Brega și ajungând până la Mold Silva. Este adevărat și am impresia domnul Pascaru zicea că aceasta nu e totul, pentru că mai sunt și funcțiile de nivelul 2, funcțiile de nivelul 3. Mai sunt și la SIS. Da, din păcate în politica moldovenească este o tradiție, o proastă tradiție, aș zice eu, că atunci când unui partid îi revine un minister, o agenție, un birou, ei pe verticală schimbă practic tot în acest birou, începând de la poate rămâne doar de ridicătoarea. Eu nu zic, rămân și câțiva specialiști, cei care sunt purtători de memorie instituțională, cei care trebuie să asigure
transferul de la o echipă la alta, dar în mare parte aceștia nu sunt în funcții cheie. Șef de direcție, ăștia toți se schimbă odată ce un partid vine. Și eu zic că dacă liberalii vor continua acest demarș al lor sau vor fi forțați să-l facă, noi vom vedea mult mai multe demisii decât aceste 20 despre care vorbim acum. Domnule Pascaru, până în jumătatea acestei zile era o chestiune foarte importantă dacă vicepremierul Brega își depune și dânsul mandatul. Am văzut că pleacă domnia sa mai întâi într-un concediu, după aceea nu a exclus ca să se solidarizeze colegii de partid. Probabil autorii acestor scenarii care se întâmplă la noi în Republica Moldova, scenarii politice, mai au ceva de spus, poate mai au ceva de împărțit, se negociază clar că începând cu anii de la pușcărie și viitorul acestor partide. Banca liberalilor este, să vă spun, nu atât de liberă. Noi am văzut acele mișcări teutonice care au făcut Șalaru. De fapt, Șalaru va fi un om care ar încerca să înlocuiască pe Mihai Ghimpu în viitoarea companie electorală și va încerca să atragă mai multe voturi din partea aceasta a ripii liberale. E posibil să primească. Și vă spun de ce. Este foarte important fața această politică sau reputația politică, dar liberalii au pierdut-o. Deși ei nu au dat aceste posturi de la guvernare atunci când s-a furat miliardul. A fost un scandal practic național. S-a furat un miliard, s-a furat și a fost o vocație națională la noi. Au fost proteste. Atunci au trebuit să depuie mandatorile, dar ei s-au păstrat posturile sale. Ba mai mult, au avut reprezentantul său la Banca Națională. Și de fapt în următoarea alegeri ei vor avea probleme cu acest credit de încredere față de cetățeni. Și aceasta eu cred că este ultimul, cum a spus cineva din politic moldovenesc, ultimul cui bătut în sicriul liberalilor. Așa că Mihai Ghimpu nu mai vine cu Alianța Beton sau cu marca de ciment 400, cum spunea el, dar acum trebuie să vie cu, așa cum s-a purtat ultimele săptămâni, Vlad Filat. Pentru că... Anticipați întrebarea mea legată. Pentru că acolo sunt dosare foarte serioase. Nu s-au furat mult între acești ani, s-au furat foarte mult. Nu deși e că primarul este hoț, dar dintre aceia primarul era indiferent și incompetent. În primărie nu se petrecea nimic. Tot se face la spatele primăriei. Și pentru ce? Va fi niște negocieri puternice și domnul Brega, el se mai gândește. Ori să facă un pas cum au făcut ex-comuniștii și spre dei la timp, așa cum a făcut-o Șalaru, sau să treacă la Șalaru în echipă, are posibilitatea asta să-i spui că, băi, așa s-a întâmplat, așa e politicul, cum a făcut și Hădârcă, și Guțu, și de fapt vom vedea, pentru că acest gust de putere, de aflare la putere, este ca un drog. Și ei își lasă toate ambițiile sale numai să rămâie. Domnule Medrigan, avem un premier care este în închisoare și chiar astăzi, prin intermediul rețelelor de socializare, a făcut o declarație, însă nu am avut solidaritatea despre care discutăm astăzi referindu-se la PL. A existat lipsa acesteia sau cum ar trebui să vedem lucrul ăsta? Și dacă tot aici vreau să vă întreb, a ajuns timpul să fie examinate cele 600 de dosare despre care făcea referire ex-premierul în ultima ședință a Parlamentului? După cât eu știu, relațiile Partidul Liberal Democrat și cu domnul Ghimpu, nu zic cu Partidul Liberal, dar cu domnul Ghimpu, erau destul de neobișnuite. Domnul Filat vorbea cam așa, cam de sus. Adică cu domnul Ghimpu câteodată se făcea impresie că n-are cu cine vorbi, dar este obligat fiindcă sunt în coaliție. Prin urmare, așteptau o solidaritate din partea domnului Filat sau a Partidului Liberal Democrat, care acum nici că-i viu, nici că-i mort. Ei orică sunt, orică nu sunt. Deci nu s-ar primi că râde ruptul de cârpit, da? Fiindcă ei au problemele lor și acum nu știu cum ar putea să arăte cu degetul, să stăi într-un rând cu dânșul, să plângă împreună sau ce să facă, până ce tac. Dar eu aș menționa că este domnul Ghimpu Chertoacă și este Partidul Liberal sau Curentul Unionist.
chiar și dacă o să plece, da, o să plece evident Partidul Liberal, aceasta nu înseamnă că aici va fi creat un vacuum, în tot cazul pe o perioadă scurtă, fiindcă deja unii se rup pentru a suplini acest segment. Unii se rup sau se luptă de mulți ani, doamna Pavlicenco, doamna Guțu, iată că mai recent domnul Șalaru, și ceea ce a comunicat astăzi este foarte grav, fiindcă ceea ce a scris domnul Șalaru astăzi cu fratele lui Valeriu Munteanu, asta merge cătușile spre domnul Ghimpu, fiindcă domnul Ghimpu era la curent și i-a șoptit, nu știu, așa a scris domnul Șalaru, dacă va confirma la Procuratura Anticorupție că domnul Ghimpu era la curent aceste licitații care au făcut presiuni pe domnul Șalaru la Ministerul Apărării, păi astea sunt acte de presiune, de corupție și așa mai departe, atunci arestările pot să continue. Dar toată problema este când. Când? Eu cred că după această lovitură nu o să se meargă la o distrugere completă, însăși Partidul Liberal o să devalorizeze până la alegerile din 2018 și o să dispară, fiindcă nu mai are autoritate și a compromis pur și simplu acea generație care am menționat, generația nouă, băieți școliți peste hotare, da? De fiecare dată ne spunea, se făcea referire la acest generație, că noi pro-europeniate, că s-a făcut mai mult bule de aer și acum și o bună parte din tineret care într-adevăr au crezut sincer, acum sunt într-o disperare. Cum? Dacă și ăștia ne-au mai amăgit, dacă și ăștia mai sunt mincinoși, păi în cine să mai credem? Domnule Mitrăgan, de ce acasă și nu în subsolurile CNA-ului? Bun, sunt chestii ca în jocurile de șah, fiindcă nu este necesar ca să fie nimicit inamicul, este în unele cazuri, am în vedere politic, da, ca să fie slăbit. Acum Partidul Liberal, dar și alții, vor fi foarte ascultători. Pe de altă parte, totuși, Partidul Liberal, cum n-ar fi, a fost o locomotivă a mișcării unioniste și mai are unii susținători, încă partea română nu și-a venit în fir, încă nu știe cum să acționeze, dar ar trebui să iei cumva sub aripă, fiindcă până acum i-a ajutat, inclusiv, cred că, și financiar și material, la toate alegerile, și acum ei se gândesc cum ar putea interveni, fiindcă așa domnul Băsescu din repezeală, că da, DNA-ul a trecut prutul, însă iată că a trecut DNA-ul și a dat pistea lui. El până ce la moment asta este paradoxul. Da. Paradoxul. Prin urmare, cred că Partidul Liberal nu ar vrea acum să lupte pe toate fronturile, fiindcă cineva totuși de undeva zic că mai lăsați-i în pace, nu-i distrugeți cu totul. Dar cel mai neplăcut este că Partidul Liberal acum o să fie lovit din două părți. Pe de o parte, Partidul Socialiștilor și pe de altă parte Partidul Democrat, care nu mai sunt prieteni. Deci au nimerit că acum trebuie să se ducă în brațele domnului Dodon, fiindcă ei sunt în opoziție. Da? Trebuie să treacă pe o aripă acum. Da. Domnul Volnițchi, de ce în politică se operează cu jumătăți de măsură? Când zic lucrul ăsta, am urmărit foarte atent declarațiile domnului Ghimpu din cea de-a doua jumătate a zilei de vineri și în același timp mi-am adus aminte și de reținerea domnului Filat și inclusiv declarațiile de astăzi. Avem jumătăți de măsură? De ce? Mai lăsăm loc pentru compromisuri? Nu știu dacă pentru compromisuri, dar cu siguranță se lasă loc pentru ceva. Spre exemplu, pe mine tot m-a mirat, mă așteptam știind firea vulcanică, modul de a fi declarații tranșante. Ghimpu, da, mă așteptam să fie, nu știu, puțin mai dur în aprecieri, cel puțin, ca să nu zic mai mult, și m-a mirat că parcă avea careva bariere în a comunica anumite lucruri. Și iată aici ajungem la constatarea pe care dumneavoastră ați numit-o jumătăți din măsură.
Domnul Ghimpu a spus niște lucruri cu jumătate de gură, transmițând probabil niște mesaje de cealaltă parte, celor de care depinde libertatea, forma de detenție a domnului, preventivă a domnului Chertoacă, de cealaltă parte acest arest la domiciliu care a atras atenția multora, iarăși parcă vine ca o jumătate de măsură, ca o modalitate de transmitere a anumitor mesaje. Toate acestea sumate ne duc la gândul că undeva se negociază, undeva departe de ochii noștri și părțile negociante încă nu au pus toate cărțile pe masă. Iar în momentul în care în politică, și nu e vorba doar de politica din Republica Moldova, în momentul în care în politică se negociază, fiecare lasă câte o portiță deschisă. Și aceste portițe deschise ne creează nouă, celor care urmărim dintr-o parte procesul, ca asistăm la mișcări numite și jumătăți de măsură. Care vor fi rezultatele acestor negocieri? Eu cred că vom vedea în foarte scurt timp, pentru că situația creată, ea nu poate să rămână conservată mult timp. La un moment dat vom vedea evoluții, involuții, dar ceva cu siguranță se va schimba. Și când zic la un moment dat, am în vedere un termen de câteva săptămâni, nu mai mult. Domnule Volnițchi, atunci când spuneți aceste lucruri, trebuie să ne ducă cu gândul că următoarea persoană care ar putea fi găzduită de către CNA ar putea fi Mihai Ghimpu? Când zic lucrul ăsta, mă refer la zecile de afirmații atât a reprezentanților societății civile, cât și analiștilor politici care zic că Chertoacă fără unchiul său Mihai Ghimpu nu ar fi putut să facă aceste mașinații? Eu nu știu până unde se poate ajunge și domnul Midrigan corect a făcut trimitere la acele afirmații ale domnului Șalaru, pe care eu nu le cred deloc întâmplătoare. Nu cred că ele au apărut întâmplător, anume în ziua în care toți liberalii depuneau cereri de demisie masiv și se retrageau de la guvernare. Probabil unele tangențe pot fi făcute, dar eu aș vrea să pun puțin accentele altfel. Vă rog. Eu documentez politica moldovenească, dacă putem spune așa, practic de la începutul independenței Republicii Moldova și periodic odată la 5 ani scot câte o carte despre politica din Republica Moldova, câte o nouă ediție a istoriei politice a țării, a istoriei partidelor și chiar astăzi și ieri m-am prins cu groază la gândul că eu nu știu cum va arăta noua mea ediție care se află la jumătate de lucru. Va fi mai multe pușcărie, detenție, arest preventiv, arest la domiciliu, decât însă și politică și proiecte. E oglinda unei epoci pe care noi o traversăm cu toții și, fără să vrem, suntem martori. E o epocă în care este foarte greu să înțelegi anumite procese și cu atât mai mult să faci careva predicții, să spui cum vor evolua lucrurile. Dar totodată, caracteristica de bază acestei epoci este că nimic nu poate să ne mai mire. Ne putem aștepta la orice. Domnule Pascaru, capitala nu are conducător. Nu vom avea salarii la vreme. Astăzi funcționarii invocau un blocaj. E posibil? E real? Slavă e palpabil? Domnul, slavă Domnul că capitala nu are conducător. Pentru că într această perioadă... Și nu are nici viceprimar, nu are nici secretar al Consiliului. Într-această perioadă nu se va fura, eu cred, și într această perioadă nu se va schimba nimic comun, nimic așa din lucruri serioase, pentru că noi având în vedere cum strada Ștefan cel Mare se construiește în timp de 10 ani și ea nu este finalizată, noi parcă nici n-am avut primar. Având mă scuzați că vă întrerup, tot Mihai Ghimpu în acea declarație spunea că una din consecințele care se va răsfrânge nemijlocit asupra cinăuienilor este tocmai acest bulevar Ștefan cel Mare, care din lipsa primarului nu va fi finalizat. Din mână la mână trebuie făcut un banc de strâns bani și făcut o coloniță, la coloniță trebuie făcut o pușcărie, că el stăie în pușcărie la dânsul acasă. Este imposibil, strada Alba Iulia, uitați-vă, a fost reparată acum vreo 6 ani înapoi, da? Este distrus complet. Varlea Morilor, milioane s-au băgat acolo. Uitați-vă, prin prejur trebuie iară de restaurat. Și dacă luăm fiecare obiect de-a lor, care l-a dat în exploatare, el este distrus și este necalitativ. Pentru că s-a furat, s-au împărțit la lor aceste obiecte și ele nu sunt calitative. Republica Moldova nu este așa de bogat țară ca noi să facem lucruri la jumate de măsură. Sau să ne le facem necalitativ. Noi nu mai avem bani să investim între acele reparații. Noi am văzut consilierii care erau și plângeau pe coridor, pe jos. Care e demnitatea lor? Onișenko. Este tot YouTube-ul. Stăte jos acolo ca un pinguin de ceala și spune bă, mă bat mai încolo. Păi, om bun, tu ești om de stat. Tu ești implicat în acest proces de a lua decizii din primărie. Unde ți-i demnitatea ta?
deși tu nu poți să răspunzi pentru toate cele ce ai făcut într acest an, care este, ei încearcă să transforme acest joc într-o luptă, adică politică, încearcă să arăte mâna Moscovei, tancuri, așa mai departe. Dar având în vedere că orașul Chișinău s-a mai mărit în construcții de astea noi, dar noi nu avem o stație de epurare normal. Noi până acum folosim aceste stații care ele sunt în perioada de cataclisme și sunt pe o perioadă de 3 luni sau jumate de an. Este o tragedie. Noi avem câteva gunoiești care de fapt acolo e cam nici în Africa nu sunt așa. Este o tragedie ce se întâmplă într această capitală și este nevoie numai decât de niște oameni ca să implice și să taie acest cancer, să schimbe niște oameni tehnocrați care să vie la putere cu niște idei, niște oameni tineri care au învățat după hotare, niște oameni competenți care au terminat studiile la noi în Republica Moldova sau perioada Uniunii Sovietice, care cunosc acel plan general a orașului Chișinău. Pentru că acest plan general, de parcă o ars și el undeva, cum a ars asta, declarația de independență, el nu este implicat într această activitate, între acestea unde se întâmplă acestea construcții. Parcurile sunt tăiețe. Și înseamnă și putem noi să mai așteptăm. Noi putem să ne trezăm tot aceleași DNA care este în România, tot aceleași arestări, pentru că nu se face nimic constructiv între această țară. Și omul este demoralizat. Și când se întâmplă aceste arestări, toți bat din palme, toți se bucură ca să fie schimbări. Omul simplu vrea schimbări. Omul simplu vrea să fie niște oameni la conducere care să aducă ceva să fie mai cinstit, mai, măcar cum a fost perioada comunistă. Nu frau așa, nu era așa mare. Și este important să dăm drumul la aceste servicii speciale, la acești oameni care se luptă cu corupția. Trebuie să implicăm mai multe procese ca următorul cinovnic, da, sau funcționar de ziua de mâine să aibă frică să fure. Să nu aducă toate neamurile lor, moși, nepoți, cu mătru, frate, nanaș, șin, știți, și ei toți împreună să fure această țară. Dar ca să-i dai drumul lui Chertoacă să ducă acasă, el are unde să opri. Este București, România, are ordine de la regină, așa mai departe. Cred că ăsta nu este român. Eu am venit din România, din Marea Mureș. Am fost în orașul Baia Mare. Foarte frumos aranjat acest oraș, verde, curat, drumuri bune. La noi este o gaură neagră. Domnule Medrighean, apărarea, educația, ecologia, transporturile nu au conducere, nu au ministru. Lucrul ăsta ne duce cu gândul că am putea avea o criză politică, o criză instituțională, dacă am putea o numi așa, sau ea urmează să fie soluționată tocmai în contextul reformei guvernului și tocmai din cele 16 ministeri rămâne 9. Dacă îmi permiteți să prelungesc gândul domnului Volnițchi, aici este și aspectul internațional. Da. Și dați să analizăm, dar de ce acum? Ce nu era informații până acum de multe chestiuni care se întâmplă în ultimii 5-6 ani, eu cred că la CNA, la procuratură, s-a stocat destulă informație despre multe operațiuni. Nu s-a dat indicații. De ce? Și cine dă indicații? Iată, coincidență sau nu, dar aceste indicații, fiindcă noi știm cine apasă pe buton, dar nu se face până nu se apasă pe buton. Iată că domnul Plahotniuc, cum s-a întors din Statele Unite ale Americii, nu știu ce s-a discutat acolo pe plaja caldă din Florida, dar iată că s-a dat această indicație și s-a pornit. Acum ne uităm reacția societății civile, ne uităm reacția unor partide, inclusiv extraparlamentare, care tot timpul spuneau lupta cu corupția, lupta cu corupția, iată că unii au luat apă în gură. Păi lupta cu corupția numai cu unii? Sau cu toți? Sau cu toți? Că dacă cu pro-europenii arestați, asta e bine sau nu? Iată că unii acum stau la îndoială că dacă pe cineva, nu știu cine, ar fi fost bine, dar dacă pe pro-europenii arestează, iată că nu știu cum acum ei s-au primit într-o situație nu prea bună, fiindcă chipurile cei care au mișcat această mișcare pro-europeană s-au dovedit falși.
Fiindcă, bun, numai s-a început acest proces, dar o să vedem diferite implicări care, fără genă, ați enumărat acolo un șir de demnitari, o să vedem încă și mai mulți, dar cred că o să vedem și unele investigații care mulți au profitat în acești ani fiind la putere și cel mai important este că nici nu-și imaginau, vedem ministrul domnul Chirinciuc, el habar n-ar primea pachete cu bani în biroul său. Deci lor le părea că nimeni nu-i mai atinge, că sunt ei infailibil. Sunt că în coaliție. Iată pericolul care este cu oamenii ăștia care ne guvernează, nici nu-și dă o seama ei unde au nimerit. Și domnul Ghimpu până acum cel mai mare, că el a luptat de la, nu știu ce, de la 87-88, că el e erou a renașterii naționale. Iată că, într-o bună parte, cetățenii s-au pomenit că au fost mințiți mai mulți ani de niște personaje care sunt întâmplătoare în politică. Eu n-aș zice că și trecerea în opoziție este cel mai fericită mișcare. Eu cred că a fost în grabă, fiindcă consider că până la urmă, cred că nu s-a contat toate consecințele, fiindcă a fi cât de cât într-o guvernare și într-o opoziție sunt chestii diferite. Partidul Liberal a mai fost o perioadă nefiind la guvernare. Da. Și atunci a se rugat zi și noapte să revină înapoi, fiindcă a simțit că este foarte greu ca să fie în așa numită opoziție, fluxurile financiare foarte repede seacă. Dar un partid în activitate, și domnul Volnițchi cunoaște, trebuie mulți bani, cu filiale în raioane, cu cheltuieli, și dacă nu vin în fiecare zi în casa partidului, deci un partid cât de cât trebuie măcar 1 milion de lei pe lună. Măcar. Fiindcă sunt cheltuieli în toate raioanele, oficii, arende. Prin urmare, a fost, cred că, o decizie grea să treacă în opoziție. Pripită, probabil, da. Poate că pripită, eu nu sunt consilierul lor, dar da, cred că în timpul apropiat, într-adevăr, o să simtă ce a fi în opoziție, fără o susținere cât de cât și chiar și dacă sunt unele negocieri acum, acum Partidul Democrat cu cine se negocieze? Poate și tare se nu negocieze, are cu cine negocia, cu atât mai mult că are această majoritate parlamentară. Domnule Volnițchi, mai există acel as din mânică, din mânica lui Mihai Ghimpu și de aceea s-a luat decizia despre care vorbea și domnul Midrigan? Nu, cred că perioada în care așii ieșeau de mânică în fiecare zi a trecut. Eu cred că Partidul Liberal este acum într-o situație în care nu prea poate pune condiții cum o făcea anterior și revenind la întrebarea pe care ați adresat-o dumneavoastră ceva mai devreme referitor la posibilul vid instituțional, posibila criză instituțională sau guvernamentală, parțială, dacă o putem numi așa, eu cred că domnul Ghimpu este conștient că nu în zadar a fost constituit și grupul parlamentar al popularilor europeni, nu în zadar fracțiunea Partidului Democrat în Parlament a crescut până la, dacă nu greșesc, deja 41 de deputați da, are. Da, este liberal democrație. Nu în zadar au apărut unele informații precum că și de la liberali, și de la alte fracțiuni ar mai putea pleca alți oameni și vreau să vă amintesc în context că în presă a apărut o cifră că la un moment dat echipa care se adunase, echipa de deputați care se adunase în jurul Partidului Democrat număra peste 60 de persoane și fără domnul Ghimpu. Dumnealui înțelege că în aceste condiții nu prea ai cu ce condiționa. În aceste condiții sau accepti anumite reguli de joc care îți sunt impuse sau nu le accepti și rămâi acolo unde ești și îți asumi toate consecințele. Vid de putere nu are cum să fie. Și acum, ca să suplimentăm cele spuse mai sus, avem doar două posibilități. Sau guvernul și parlamentul, de comun acord cu parlamentul, cu această nouă majoritate care se prefigurează, forțează reforma guvernului și o operează cât mai rapid, că ei și așa aveau de gând să o voteze acum în iunie, iulie, până la plecarea Parlamentului în vacanță, însă se vorbea deoarece nu fusese ajustat după parametrii bugetari, pentru că avem un buget pentru anul în curs, se vorbea că ea ar putea fi întinsă cumva până în toamnă sau poate chiar până la începutul iernii această reformă. Acum ea ar putea fi grăbită ca urmare a pasului făcut de liberal. Până merge în vacanță, credeți că e posibil să avem un nou guvern? Eu zic că acesta, reformat. Eu zic că acesta e scenariul numărul 1, dar avem și scenariul numărul 2,
cel despre care tangențial au vorbit și unii reprezentanți notori ai PDM, repet, tangențial, nu direct, și ei dădeau de înțeles că anumite funcții pot fi suplinite și atunci se vorbea despre 4 funcții de miniștri care rămâneau vacante în virtutea anumitor evenimente și eu cred că fie se va merge pe scenariul 1, forțarea reformei guvernului, fie se va apela la scenariul 2, lăsând reforma guvernului pentru toamnă, pentru finalul anului, iar scenariul 2 prevede cooptarea popularilor europenilor la guvernare și completarea guvernului. Cu atât mai mult că domnul Leancă pretindea cel puțin în media apărut această informație la funcția de ministru de externe. Dacă nu greșesc, chiar dumnealui, dar dacă nu greșesc, repet, cu o mare doză de aproximație, chiar dumnealui spunea într-o emisiune televizată că nu exclude devenirea în fruntea diplomației moldovenești. Domnule Pascaru, trecerea PLE-ului în opoziție ar însemna să fie pe aceeași lungime de undă cu PSRM-ul? Nu, să colaboreze cel puțin sub aspect de nu, acțiuni? Nici într-un caz. Noi trebuie să înțelegem că aceste două partide sunt două partide mai mult dușmane de moarte. Sunt două idei sau două concepții alcătuite între aceste partide care foarte tare nu corespund una cu alta. În mare parte, Partidul Liberal se promovea ca un partid unionist, dar cel mai interesant că mai mare probleme acest partid va avea cu tot acest contingent, cu toți acești alegători care au fost unioniști și partidele care nu au intrat în Parlament unionist, inclusiv doamna Guțu, Pavlicencu, doamna Pavlicencu, și mai sunt acolo un șur de partide care s-au încercat și nu au trecut. Acum, o mare parte din critică va primi de la acestea partide ca să fie scos de pe sectorul acesta electoral. PSRM-ul, eu cred că va avea o tactică mai înțeleaptă. Îi vor ignora pentru că nu trebuie de luat în seamă acest partid, inclusiv cu liderul său Mihai Ghimpu, pentru că omul care îl făcea mai catolic ca papa de la Roma și lupta cu corupția a devenit în mare parte unul cel mai principal corupt dintre această țară. Și acolo de acum lumea a văzut. Sunt, domnul Mândrăganu a spus, sunt cadre video când se lua acești bani în cabinet, dar el spunea că mănâncă mai... El încearcă să mă ironeze. Cel mai interesant că acești politicieni, de fapt, o fac acest joc focul. Da. Ei nu înțeleg cum un om de la țară care fură o bicicletă sau o găină sau nu știu și acolo fură pentru că moare de foame, el este arestat și închis acolo 2 ani de pușcărie și funcționarul public care a furat un milion sau a furat un miliard, el ironează pe la televiziune. Este ceva necinstit și în mare parte ei vor fi sancționați foarte dur de legători. Domnule invitați, mai avem 2 minute la dispoziție în cadrul acestei emisiuni. Vreau că câte un răspuns scurt. Domnule Medrigan, e întâmplător sau nu? Topul reținerilor îl dețin cei de la PL. Cum se explică? Deci arestarea domnului Dorin Chertoacă este o lovitură sub centură. Fiindcă aici liberalii, să nu uităm, sunt 60 de întreprinderi municipale și toți ăștia erau manipulați să nume de administrația din primărie. Da. Și surse importante, financiare care sunt și se foloseau în acest scop și la alegerile locale și parlamentare. Prin urmare, pierderea acestui bastion anume municipiu Chișinău pentru liberali va fi o lovitură după care nu se vor mai reveni. De aceea consider că anume aristul domnului Chertoacă, cred că este începutul sfârșitului Partidului Liberal. Și nu este întâmplător faptul că ei dețin topul la rețineri? Păi da, ei sunt acum omaginații, cum se zicea, și pe de o parte de poziția domnului Ghimp, care zice nu voi vota niciodată sistemul uninominal, pe de altă parte, evident că s-a acumulat această informație și revolta cetățenilor din municipiul Chișinău și acum Partidul Liberal și domnul Plăhătniuc face un pas destul de inteligent. Încearcă să restabilească încrederea cetățenilor, da, cu păcatele lor, dar oamenii zice, în sfârșit s-au apucat și de ăștia. Da, domnule Volnițchi, PL-ul a cerut prea mult în cadrul alianței? Ce nu a mers? Unde a apărut fisura?
Eu cred că aici e vorba și de poziția domnului Ghimpu vis-a-vis de modificarea sistemului electoral și în genere de poziția pe care ei o aveau în cadrul coaliției de guvernare. La noi, la ziariști, ajung diferite informații neoficiale, inclusiv faptul că domnul Ghimpu, temperamentul dumnealui vulcanic, nu prea era agreat în ultima perioadă în cadrul coaliției, tonul dumnealui de a vorbi. Și cel mai important, eu presupun că probabil s-a considerat că Partidul Liberal, personal, domnul Ghimpu, a dat tot ce a putut da pentru această construcție guvernamentală. Ori el era necesar ca ceva tranzitoriu către o perioadă în care ar fi existat și fără voturile liberalilor suficiente voturi pentru a guverna țara. Această perioadă a trecut, voturile respective sunt, de liberali și de domnul Ghimpu nu mai este nevoie. Nu mai trec să înțeleg pragul electoral în 2018 și după această lovitură? Problema dintotdeauna a Partidului Liberal, și eu am spus-o de fiecare dată în diferite interviuri, studiouri, la televiziuni și chiar personal le-am spus-o multor din liderii Partidului Liberal. Problema lor cea mai mare este că ei nu cred în strategii. Ei au venit pe un val în 2007, pe un val puternic, care de fapt a început în 2005, a culminat în 2007, și au crezut că acest val îi va ține pe vecie în politica moldovenească. Ei nu cred în abordări strategice, ei nu cred în abordări tactice, și aceasta este marea lor greșeală. Și iată că acum, dacă nu-și vor da seama și măcar acum nu vor da dovadă de o abordare strategică, evident că nu vor trece în următorul parlament. Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să pun punct a prezentei emisiuni. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. O seară bună alături de noi. Pe curând!